Enigma. La prima vedere, un cuvânt care exprimă mister și nesiguranță. Imediat după sfârșitul primului război mondial, inventatorul german Arthur Scherbius a patentat o mașinărie electromecanică care putea cripta și decripta mesaje. Mașinăria s-a numit Enigma. După scurt timp, în 1920, armata germană a adoptat Enigma pentru a trimite mesaje criptate forțelor sale. Aceștia erau de părere că Enigma era imposibil de spart. Teoretic aveau dreptate, dar teoria nu se potrivește tot timpul cu practica. Aici intervine biroul de criptare din Polonia, care a înțeles că tehnicile tradiționale de decodificare nu mai funcționează. Din această cauză au decis să recruteze matematicieni, sperând că vor reuși să spargă Enigma. Cel mai talentat dintre aceștia a fost Marian Rejewski. Acesta a scris o ecuație care reușea să reconstruiască matematic sistemul de criptare al Enigmei. Enigma folosea o combinație de rotițe, cabluri și mufe pentru a genera mesaje criptate. Iar la momentul respectiv, nemții schimbau foarte rar combinația. Având la bază ecuația lui Rejewski, polonezii au construit o mașinărie de decodificare care reușea să treacă prin 17.000 de posibile combinații ale Enigmei. Aceștia au numit mașinăria Bomba. În scurt timp, peste 75 dintre mesajele interceptate erau decodate. 1938. Germania a îmbunătățit exponențial mecanismul de criptare al Enigmei, iar Bomba nu mai făcea față. Spre sfârșitul lui 38, polonezii au împărtășit cercetările și rezultatele lor în descifrare cu Franța și Marea Britanie. 1 septembrie 1939, Germania atacă Polonia, iar două zile mai târziu, pe 3 septembrie, Marea Britanie a declarat război Germaniei naziste. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received and that consequently this country is at war with Germany. His action shows convincingly that there is no chance of expecting that this man will ever give up his practice of using force to gain his will. He can only be stopped by force. Britanicii știau ce au de făcut. Dacă aliații ar sparge Enigma, războiul s-ar sfârși repede. Enigma trebuia descifrată. Din păcate, nu era o sarcină ușoară. De data aceasta, nemții schimbau combinațiile în fiecare zi la miezul nopții. Combinațiile posibile ajungând până la 159 de milioane, de milioane, de milioane. 1, 5, 9, urmat de 18 zerouri. Și asta zilnic. Fapt care făcea decriptarea și mai complicată spre imposibilă. Folosind exemplul Poloniei, guvernul britanic a recrutat matematicieni și criptologi și s-au apucat de treabă în sediul din Benchley Park. Doi dintre cei mai importanți recruți au fost Alan Turing și Gordon Welchman. Alan urma să devină celebru mai târziu, drept cel care a învins Enigma. Alan Turing lucra la propria lui variantă de Bomba, o versiune care să rezolve problemele pe care le-a avut varianta poloneză. În august 1940, Alan împreună cu Gordon Welchman au dezvoltat versiunea finală al bombei, versiunea care avea să decodeze cele mai multe planuri de atac ale naziștilor. Spre sfârșitul anului 1941, Turing și colegii săi erau frustrați. Bazându-se pe munca polonezilor, ei au creat un sistem suficient de bun pentru decriptarea Enigmei, dar personalul care să opereze bomba, cât și numărul de dispozitive, erau insuficiente. Aveau mare nevoie de mai multe resurse pentru a ține pasul cu ajustările germane. Au încercat să atragă mai mulți oameni care să opereze și să financeze mai multe bombe, dar nu au reușit. În următorul an, pe 28 octombrie, au scris o scrisoare direct către Winston Churchill, explicându-i dificultățile. Ei au subliniat cât de mică este nevoia lor în comparație cu cheltuielile mari pentru forțele armate. Ca răspuns la scrisoare, Churchill i-a scris o notă generalului Ismay în care spunea: acționați acum! Asigurați-vă că au tot ce-și doresc cu extremă prioritate și raportați-mi acest lucru.
Grație ajutorului lui Churchill, peste 200 de bombe urmau să fie funcționale până la sfârșitul războiului. După terminarea războiului, Allen a fost judecat pentru homosexualitate și a fost condamnat la castrare chimică. Marea Britanie a avut legi stricte în legătură cu orientarea sexuală. Pe 7 iulie 1954, Allen s-a sinucis la vârsta de 41 de ani. Experții estimează că datorită lui Allen și al echipei sale, spargerea Enigmei a scurtat războiul cu cel puțin 2 ani și a salvat peste 14 milioane de vieți. În episodul trecut v-am întrebat, voi ce ați face cu un calculator cuantic? The King of Real Show spune că l-ar folosi pentru jocuri video. Iar Sebastian spune că ar crea o inteligență artificială foarte dezvoltată. Întrebarea pentru acest episod este, voi cui v-ați dori să trimiteți mesaje codate și de ce? Lăsați un răspuns în secțiunea de comentarii, iar cele mai bune vor apărea în episodul următor. Eu sunt Bogdan, vă invit să vă abonați și până data viitoare țineți minte. Curiozitatea nu ucide.